Institutul Cantacuzino, finanțat din fonduri europene. Guvernul a aprobat un memorandum prin care este susținută activitatea de cercetare de la institut. Mai exact, institutul va beneficia de 150 de milioane de euro pentru a se dezvolta. Investiția este cu atât mai importantă cu cât în acest moment Institutul Cantacuzino poate prelucra până la 400 de teste COVID-19 în 24 de ore. Ministerul Fondurilor Europene a propus un memorandum adoptat astăzi în ședința de guvern, care cuprinde o serie de măsuri în sprijinul marilor proiecte de cercetare în domeniul sănătății, care vor fi incluse în programul operațional de sănătate 2021-2027. Astfel, vorbim despre un număr de proiecte strategice, precum dezvoltarea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, care va beneficia prin Programul Operațional Sănătate 2021-2027 de aproximativ 150 de milioane de euro.